Hei, te salut, numele meu este Wally și bine ai venit pe canalul meu. În acest videoclip îți voi arăta o oportunitate prin care poți să faci între 100 și chiar peste 1000 de dolari postând articole pe site-ul medium.com. Nu îți fă griji dacă nu e antrenat scris, pentru că în acest videoclip îți voi arăta o metodă automată prin care poți să rescrii alte articole care sunt deja postate online. Iar pentru că le vei rescrie, automat nu vei avea probleme cu copywriting-ul. Însă, dacă ai un antrenat scris, te încurajez să postezi articole pe medium.com, indiferent dacă sunt în limba română, engleză sau într-o altă limbă, pentru că în acest fel îți vei crește șansele să îți crești veniturile lunare. Încă de la început vreau să spun faptul că nu îți pot garanta nici eu sau nici altcineva faptul că vei face sumele pe care ți le-am prezentat în titlu și în intro-ul acestui video, deoarece aceste venituri sunt influențate de mai mulți factori. Spre exemplu, unul din factori este subiectul pe care îl abordezi, numărul de articole pe care le vei scrie pe medium.com sau, bineînțeles, numărul de vizualizări pe care articolul tău le va atrage. Astfel că dacă amândoi ne-am apucat să postăm articole pe medium.com, s-ar putea ca tu să faci mai mulți bani ca mine sau invers, sau poate un prieten de-al tău care face același lucru să facă mai mulți bani. Nu există, din păcate, un calcul pe care îl poți face pentru a vedea exact câți bani poți câștiga, dar ceea ce v-am prezentat în intro și în titlu sunt niște venituri de la mici către medii. Și sunt și venituri mult mai mari, de câteva mii de euro pe lună. Dar bineînțeles, contează foarte mult de ceea ce vei posta și câteodată contează și de ce noroc ai. Având în vedere că am menționat tot ce era de menționat la începutul videoclipului, o să trecem la ecranul laptopului meu și o să vă arăt exact cum puteți face lucrul acesta. Ok, primul lucru pe care trebuie să-l facem este, bineînțeles, să intrăm pe site-ul medium.com. După ce ați intrat pe medium.com, tot ce trebuie să faceți este să vă faceți un cont. Astfel că mergeți pe partea aceasta de Get Started și puteți să vă faceți un cont cu Google, cu Facebook sau cu adresa de e-mail. Eu deja am un cont, așa că o să intru în contul meu și o să vedeți exact cum arată platforma în spate după ce vă faceți contul. Ok, cam așa arată platforma în spate. Important este să știți un lucru. Pentru a începe să monetizați articolele pe care voi le postați pe acest site, trebuie să fiți incluși în programul lor de parteneriat pentru a câștiga bani. Pentru a ajunge la programul lor de parteneriat, tot ce trebuie să faceți este să mergeți mai în josul acestei pagini, mergeți pe partea de Writers, după aceea va trebui să mergeți undeva mai jos și aveți aici o secțiune Earn Money From Your Writing. Și tot ce trebuie să faceți este să dați Learn About The Program și după aceea dați aici Join Partner Program. După aceea va trebui să vă conectați cu un cont de Stripe, vă puteți face un cont de Stripe, trebuie să intrați pe stripe.com și acolo să vă faceți un cont pentru că ei vă vor plăti pe Stripe. Acolo pe Stripe o să vă conectați cardul vostru personal și automat veți primi banii pe card, adică îi veți transfera de pe Stripe direct în contul vostru. Acest lucru puteți să-l faceți la început sau după ce postați primele articole. Să zicem că ați făcut lucrul acesta și o să treceți la partea de postat articole. Tot ce trebuie să faceți ca să postați un articol, de fapt se numește un story, este să mergeți pe profilul vostru și apoi dați Write a Story. După ce ați dat Write a Story, puteți să-i puneți aici titlu și după aceea să începeți să postați. Bineînțeles, dacă veți da click aici pe acest plus, puteți să postați fotografii, videouri sau alte lucruri. Însă, acum ajungem la partea interesantă, la cum puteți rescrie articole pe care le găsiți deja online. În primul rând, pentru a rescrie articole pe care le găsiți deja pe alte site-uri, nu pe Medium, bineînțeles, trebuie să intrați pe Quillbot. Acest Quillbot, practic, vă dă oportunitatea de a vă rescrie articolele în întregime. Cu alte cuvinte, de obicei folosesc cuvinte sinonime sau alte fraze sinonime. Și haideți să luăm un exemplu. O să intrăm pe Google și o să căutăm How to make money online. Și de exemplu am găsit un articol care este scris de cei de la Forbes, deci este un articol foarte, foarte fain, părerea mea. Și haideți să vedem exact cum funcționează acest roboțel. Haideți să luăm inclusiv titlul acesta, să-l rescriem într-o altă formă. În principal va trebui să copiem de aici titlul sau bineînțeles textul și apoi să-i dăm paste în Quillbot și după aceea eu vă recomand să mergeți aici pe mai multe sinonime și după aceea veți da parafrazare. Și spre exemplu, ne-a scris deja articolul diferit, There are 7 different ways to make money online right now. Și deja titlul apare cât de cât diferit. Bineînțeles, lucrurile acestea se văd mult mai ok atunci când vei scrie o parte din articol. Pentru planul gratuit, cei de la Quillbot te lasă să pui maxim 400 de cuvinte. Dar nu este o problemă pentru că poți copia doar bucăți dintr-un articol și le traduci pe rând. Haideți să vedem, în primul rând, să copiem titlul acesta care ne l-a rescris sau mai putem da încă o dată rephrase și automat acest roboțel va rescrie din nou titlul pe care noi l-am pus. Și uitați că deja l-a rescris și o să mergem pe Medium și să punem titlul acesta. După ce am trecut la titlu, putem să mergem pe partea de story sau să scriem articolul. O să mergem în continuare pe Forbes și o să copiem o parte din acest text. M-a spus mai mult de 400 de caractere nu poți să rescrii deodată. O să copiem o parte din acest text. O să mergem aici. O să dăm
paste și după aceea dăm paraphrase. Și ca prin magie, textul nostru se rescrie automat și, bineînțeles, este total diferit, dar are același înțeles. Tot ce ne rămâne de făcut acum este să copiem, bineînțeles, textul de aici din Quillbot și să mergem pe articolul nostru pe care îl vom scrie. Bineînțeles, dacă veți găsi poze, de exemplu, o poză cu cineva care face bani online, putem să mergem pe Unsplash, de exemplu, și să căutăm money. Luăm o oarecare poză, o descărcăm la noi în calculator și putem urca această poză direct aici pe Medium, unde ea se încadrează frumos, cum vrem noi, putem să o punem într-o parte, în alta, poate să fie, de exemplu, în text și aici o să vină textul și haideți să mai copiem o parte din acest articol, de fapt să îl rescriem. O să mai luăm această parte, bineînțeles, eu fac lucrul acesta pe repede înainte pentru ca acest videoclip să nu devină foarte, foarte plictisitor. Deja am trecut numărul de caractere pe care aveam voie să le folosesc, adică 400, și dăm paraphrase și automat articolul nostru se rescrie. Așa cum v-am zis de la început, poți face între 100 și peste 1000 de dolari. Dacă vă uitați și căutați această informație pe internet, veți vedea faptul că sunt persoane care fac chiar sub 100 de dolari pe lună, dar sunt și persoane care ajung la 25.000 de dolari pe lună. Bineînțeles, lucrurile acestea sunt puțin exagerate pentru că cei care fac peste 5-10.000 de dolari pe lună sunt niște scriitori profesioniști care fac lucrul acesta de o viață. Deci nu te aștepta ca tu să faci atât de mulți bani la început, însă cred eu că este o oportunitate foarte mișto. Și de ce spun că este o oportunitate foarte mișto? Este faptul că dacă chiar nu vei scrie articolele și le vei rescrie așa cum ți-am arătat eu, nu îți va lua foarte mult timp și, bineînțeles, poți să faci lucrul acesta în timpul tău liber și pentru că faci lucrul acesta în timpul tău liber, s-ar putea să mai aduci niște bani în buzunarul tău. Cam asta este metoda pe care v-am arătat-o astăzi, sper că vă place, vreau să vă confirm faptul că Medium.com este unul dintre cele mai cunoscute site-uri în momentul de față, deci este destul de safe și, bineînțeles, plătește la timp. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lovești butonul de like, să te abonezi dacă nu ai făcut-o și, bineînțeles, să mă urmărești pe Instagram dacă nici asta n-ai făcut-o până acum. Până data viitoare, numele meu a fost Oali, numai bine, ciao!